Se pare că limbajul științei și tehnologiei nu este subiectul unor interpretări. Când vorbești cu cineva, se zice, cred că asta a vrut să zică. Și asta circulă prin minte și este ceva diferit. Și spune, nu asta am vrut să zic. Desigur că vei avea probleme. Un avocat este un tip care ia limbajul și îl întoarce în ce mod vrea. Dacă se pricepe bine la asta, te poate pune în închisoare. În viitor, un avocat va fi considerat un criminal. La fel și cu toți bancherii, oamenii de afaceri și politicienii. Nu uitați că ați fost crescut să credeți că regele Solomon a fost un om bun. A avut 1000 de neveste. În ziua de azi ar fi arestat pentru bigamie. Deci toate lucrurile pe care le înveți, te învață să încapi în această cultură. Toate civilizațiile sunt stabilite și sunt stabilite astfel încât să țină pe cei cu putere la putere, pentru ca show-ul să continue. Eu nu zic că sunt buni sau răi. Au fost condiționați, deci pare normal pentru ei. Dacă ai fi crescut de mic de către vânătorii de capete din Amazon și eu mă duc la tine și zic, nu te deranjează că ai 10 capete micșorate? Ba da, fratele meu are 20. Este această persoană rea? Nu, acesta e modul în care a crescut. Deci nu există a gândi lucrurile altfel. Gândește în contextul modului în care ai fost crescut. Dacă întrebi un eschimoș, ce ți-ai dori? Poți avea tot ce dorești. Nu poate să zică un aparat de aer condiționat nu se potrivește cu mediul său. Deci este foarte greu pentru oamenii normali să treacă dincolo de mediul lor. Dacă întrebi un eschimoș, ai visat vreodată să mergi pe o plajă cu palmieri și nuci de cocos? El zice, nu știu despre ce vorbești. Acesta nu e un om rău. Mai demult în Imperiul Roman, mi s-a spus că se obișnuia să se arunce creștini pentru a fi mâncați de lei. Dar prima dată îmi fomentau lei pentru un show mai spectaculos. Iar apoi dezbrăcau de haine pe creștini pentru ca lei să îi poată sfârșia mai bine. Iar familiile veneau sâmbăta și duminica pentru a vedea cum lei mănâncă pe acei creștini. Iar copiii ziceau, tati, putem veni și săptămâna viitoare să vedem creștinii mâncați de lei? Tatăl zicea, dacă sunteți cuminți. Sunt acei copii bolnavi? Nu, sunt normal pentru acea cultură. Naziștii Heil Hitler sunt normal pentru acea cultură. Nu există oameni buni sau răi. Nu există oameni corupți sau necinstiți, oameni creativi sau oameni leneși. Toate astea sunt prostii. Dacă ești crescut într-o societate ce înțelege comportamentul uman, atunci nu există aceste variații. Poți să le blocezi prin educație. Nu educația de acum. Asta e mai mult propagandă. Condiționează un om să devină inginer, un altul chimist, altul fizician. Iar când mergem la război, fizicienii din Germania intră în linie cu cultura. În Italia intră în linie cu acea cultură. În America, oamenii de știință intră în linie. Dacă ar fi oameni de știință cu adevărat, s-ar întreba ce este războiul, de ce se omoară oamenii între ei. Ce este un criminal în serie? Ce îl face așa? Treaba voastră este să mă ascultați pe mine și dacă este ceva ce nu înțelegeți, atunci în timpul întrebărilor vă rog să mă întrebați tot. Nu acceptați orice spun dacă nu pot aduce o sursă de informație.